Sigur, această titulatură de președinte de onoare mă onorează, ca să zic așa, deși nu știu ce naiba trebuie să fac în această calitate. Eu am venit totuși ca autor, în sensul că o să... la ora 6, nu? Parcă, 6:30. O să lansez cartea de versuri care se cheamă Femeile din secolul trecut, un disc în care îmi cânt câteva poezii și sticlele cu vin care în loc de etichetă au poezii pe ele, am zis poezii pe sticlă, așa. Deci o să cânt, nu știu dacă o să și dansez până la urmă, dar cert e că mi se pare simpatic ideea că iată-te, pentru prima dată se deschide un târg de carte într-un oraș atât de frumos, că orașul este spectaculos, mai ales trebuie să rămân ce în jurul lui, mai puțin blocurile, dar e o așezare care îți rămâne așa pe retină. Și când mi-a dat domnul Livescu telefon, am acceptat din prima, așa că aveam amintiri comune, nu intrăm acum în amănunte, pe la televiziunea locală, în fine, vremurile de răstriș, așa, la începutul democrației românești. Dar eu sper că e un început foarte bun și să nu se va... Cred că la anul spațiul va fi în altă parte. Eu aș propune să se facă chiar în aer liber. Am văzut toate la Budapesta, un târg de carte, tot la începutul septembrie și era așezat în piața orașului în aer liber. Așa și că lumea totuși, nu știu dacă știe anume că aici are loc un târg de carte, dar fiind în centru, se izbește de el, așa, știi? Și să nu rămână la stadiu. Dacă era o teorie că poetul trebuie să iasă cu arta în stradă, într-un fel, scriitorii trebuie să forțeze puțin strada.